Săptămâna aceasta am uh, avut ocazia să fiu provocat din nou să meditez la ceea ce se întâmplă în jurul nostru cu această criză umanitară, care uh, sute de mii, milioane de oameni au rămas fără casă, sunt în, uh, în, uh, pe drumuri, sunt în călătorie și am avut ca biserică bucuria să, să primim în tranzit un grup de. 50 de refugiați, am aflat așa din grabă și a trebuit să improvizăm o masă rapidă aici în, în spate și am văzut din nou bătrâni, copii, mame, fiecare purtând după el parcă povestea proprie și dacă te uitai atent în tristețea din ochii lor, parcă le puteai citi povestea și... Am realizat, meditând la propria mea inimă, că într-un fel, deși dorești să empatizezi pe de altă parte, în același timp parcă nu poți înțelege profunzimea ceea ce ei trăiesc, te pregătești să fii ospitalier, te pregătești să oferi un zâmbet, o primire călduroasă și foarte bine, dar parcă simțeam așa uneori că am așteptarea să-i primesc ca într-o stațiune și să primești același răspuns înapoi. Oh, ce bine că am ajuns, ne bucurăm să fim cu voi, dar... Uh, zâmbetul vine doar din, de partea cealaltă dintr-un respect, pentru că vor să-ți mulțumească, dar în același timp e un zâmbet oarecum forțat, pentru că o tristețe s-a așternut pe suflet, o dorință de a pleca cât mai repede mai departe, de a continua drumul, de a nu rămâne aici. De ce? Pentru că aici nu e casa. Aici nu e acasă. Mă simt străin Oricât de bine primit aș fi. Și nu-i deloc ușor să fii străin, nu-i deloc ușor să fii rupt de casă, de ceea ce îți oferea confort, de ceea ce îți oferea bucurie. Vrei cât mai repede să pleci, să-ți continui drumul. Oare nu într-un sens asemănător ar trebui să se simtă creștinul, copilul lui Dumnezeu? în lumea care zace în cel rău. În lumea care nu e acasă. Deși avem case, deși avem servicii, deși avem mici bucurii ale vieții, că ne bucurăm, și într-un concediu, și la o piscină, și la munte, și la dar totuși nu suntem acasă, suntem străini în lumea aceasta. O lume în care păcatul declară război inimii locuite de Duhul Sfânt în fiecare zi. Satan se ridică împotriva Bisericii lui Hristos în fiecare zi ca să o bombardeze cu ispite, să o deraieze de la misiunea ce a fost încredințată. O lume în care moarte e prezentă la fiecare pas. Despărțirea de persoane dragi e la fiecare pas. Boli care ne vizitează și unele nu mai vor să plece. Vor să rămână musafiri permanenți în trupurile noastre. În toate, în toate lucrurile acestea, unele dintre cele mai mari pericole care vizează inimile noastre de creștini, copii ai lui Dumnezeu, pe de parte, atunci când suferințele pe care le, le trăim, pe care le experimentăm, ajung să fie uneori atât de cumplite încât chiar și copiii lui Dumnezeu sunt tentați să capituleze într-un sens, să-și piardă nădejdea, să-și piardă credința. Ba chiar unii să ajung atât de dezamăgiți din cauza suferințelor prin care trec, încât să se aleagă mai degrabă calea păcatului, plăcerilor de o, lume, de, de o clip ale, ale lumii acestea, pentru că oricum suferim. Ce rost mai are credința mea? Ce rost mai are nădejdea mea? Iar pe de altă parte, pericolul. Cu care ne confruntăm este acela de a nu ști cum să răspundem acestor suferințe prin care trecem, acestor neajunsuri. Nu știm cum să trăim în, în mijlocul lor și, deși nu nu pierzi credința, mulți, mulți oameni, mulți creștini ajung să, să nu-și piardă credința în mijlocul suferinței, dar în același timp se resemnează parcă și trăiesc ca niște oameni învinși. Da, cred în Dumnezeu, da, cred în dragostea lui, în bunătatea lui, dar trăiesc așa ca un învins. Plin de amărăciune, plin de tristețe. Ei bine, exact la astfel de tensiuni și dileme răspunde prima epistolă lui Petru, pe care începem astăzi să o studiem cu toată Biserica, și în cadrul acestei epistole vom fi învățați cum trebuie să arate viața sfinților într-o lume ostilă. Cum ar trebui copiii lui Dumnezeu să își trăiască viața, să se raporteze la toate lucrurile care ne înconjoară într-o lume care se ridică împotriva noastră de dimineață până seara. Acesta este titlul seriei de mesaje, iar astăzi vom face o introducere puțin mai generală asupra epistolei, ca să înțelegem puțin background-ul, care este firul narativ al, al temei acestei epistole și pe toate acestea le vom ancora însă în, în salutul de început al Apostolului Petru către Biserici, în care vom descoperi. Temelia care ține toate aceste teme la oaltă, ceea ce oferă, să zic, un anumit grad de, de unitate, care le pune pe toate împreună și le ține înrădăcinate, și anume, care este temelia aceasta, înțelegerea identității noastre, de aici pleacă totul, să înțelegem cine suntem noi. Și dacă suntem ceva, asta ne va învăța să ne raportăm într-un mod corect la provocările vieții. Cu alte cuvinte, de ce să trăim în felul acesta? De ce, de ce în mijlocul suferinței să nu-mi pierd nădejdea? De ce atunci când o boală nu mai pleacă din trupul meu, eu să rămân plin de încredere în Domnul? De ce să pot să mă bucur în Domnul, deși din punct de vedere lumesc am pierdut toate lucrurile în lumea aceasta? Pentru că noi suntem ceva ce suntem, suntem aleși ai Lui Dumnezeu. Și aș vrea să vă invit să citim primele două versete din 1 Petru, capitolul 1, versetul 1 și versetul 2. Iată cum începe această scrisoare. Petru, apostol al lui Iisus lui Hristos, către cei aleși, care locuiesc ca străini, împrășteați în Pont, Galatia, Capadocea, Asia, Bitinia, după preștiința lui Dumnezeu Tatăl, prin sfințirea lucrată de Duhul, spre ascultarea și stropirea cu sângele lui Isus Hristos, harul și pacea să vă fie înmulțite. Amin. Aceste două versete reprezintă introducerea uh, scrisorii pe care Petru o trimite acestor biserici și observăm faptul că ea respectă, într-un sens, structura. Pe care o foloseau toate scrisorile din vremea respectivă. Existau o introducere, existau un corp de învățături sau. De scrieri, exista o concluzie, dar aș vrea încă de la început să observăm că, la fel ca în celelalte scrieri, chiar și scrieri laice, descoperim în această introducere cine este autorul, de exemplu, cine sunt destinatarii, care este locația în care se află acești oameni, de asemenea vedem salutul pe care Petru îl transmite acestor biserici, dar dincolo de, de toate acestea aș vrea să, să observăm încă de la început faptul că Apostolul Petru nu spune un fel de hei salutare, ceau! Vreau să vă spun câteva lucruri. E mai mult decât atât. Formulele de adresare, de introducere în această scrisoare sunt pur și simplu umbibate, sunt imersate în, în conținut profund teologic cu foarte multe teme teologice care sunt condensate în doar câteva cuvinte care vor fi apoi dezvoltate pe parcursul epistolei. Vă invit așadar să, să începem să despachetăm puțin acest salut din primele două versete și în primul rând ce observăm, în primul rând descoperim cine este expeditorul sau cine este autorul acestei scrisori și ce anume ne se comunică despre el. Petru, apostol al lui Iisus Hristos. Cine a fost Petru. Știm că înainte de întâlnirea cu Domnul Iisus Hristos numele lui era și acela de Simon, fiul lui Iona, de asta Iisus îi spune într-o anumită interacțiune ferice de tine Simone, fiul lui Iona, că Dumnezeu ți-a descoperit aceste lucruri a fost adus la Domnul Iisus Hristos de cine? Țineți minte? De fratele lui, de trup da? de Andrei și la un moment dat Domnul Iisus Hristos îi schimbă numele în Petru sau Chifa, care reprezintă același nume în aramaică doar, care tradus înseamnă piatră sau stâncă. Și nu la întâmplare, Apostolul Petru a fost și ne este prezentat pe paginile Evangheliilor ca fiind liderul grupului de, de ucenici ai celor 12, de, de asta întotdeauna apare primul, de exemplu, în, li, în listele care ne descriu numele ucenicilor Domnului Isus Hristos De asemenea, după nașterea Bisericii, vă amintiți, Petru devine un stâlp al bisericii din Ierusalim. Devine un predicator proeminent, cu mare impact în lucrarea lui de predicare. Mii de oameni se întorc la Dumnezeu sub predicarea lui. De asemenea, Dumnezeu face prin el minuni extraordinare. Minuni extraordinare și lucrurile acestea le găsim în faptele apostolilor de la capitolul 2 la capitolul 12 și vă amintiți că tot prin Petru Dumnezeu alege să introducă pentru prima oară în cadrul comunității creștine această realitate a faptului că nu doar evrei fac parte din poporul lui Dumnezeu, ci și neamurile în bunătatea, în dragostea, în înțelepciunea lui Dumnezeu, neamurile acum au acces liber prin Isus Hristos către Dumnezeu și sunt partea poporului sfânt al lui Dumnezeu prin credința în Isus. De asemenea, din viața lui, vă, aminti, vă amintiți spre deosebire de Pavel, Petru este căsătorit, a fost căsătorit. În Corinteni găsim lucrul acesta: că obișnuia să meargă în călătoriile lui misionare, însoțit de, de soția lui și, conform tradiției bisericești, la finalul vieții sale, în timp ce soția lui este răstignită, martirizată, privește către ea și o încurajează cu aceste cuvinte: Amintește-ți de Domnul! Amintește-ți de Domnul! și când vine rândul lui să fie crucificat privește la cei care îl omoară, îl pun pe cruce și spune eu nu sunt vrednic să fiu răstignit ca domnul meu, precum domnul meu și cere să fie răstignit cu capul în jos. Ce minună a făcut Dumnezeu cu viața lui Petru. Vă amintiți din evanghelia după marcu, tocmai ce am studiat alături de biserică dintr-un om care fuge constant de suferință. Să te ferească Doamne Iisuse, să te ferească Dumnezeu să treci tu prin suferință. Nu există așa ceva. Să scoatem sabia, să luptăm. Dintr-un Petru care scotea imediat sabia la autoritate. Nu conta despre cine era vorba cu sabia, a rezolva problema. Dintr-un Petru care acoperea cu vocea lui vocea tuturor din, din cameră. N-a apucat nimeni să ia inițiativa să dea un răspuns, că el dădea răspunsul primul. El sărea, el mergea, el se băga în fața tuturor. Îl vedem acum în epistola sa, spre finalul vieții sale, fiind un Petru care vede un har și o mare onoare în a suferi de dragul lui Iisus Hristos. Vedem un Petru blând, care vorbește ca o doică, chiar și în suferința pe nedrept. Când trebuie să te supui celor ce te ocărăsc, te nedreptățești și într-adevăr este o nedreptate, Petru vede în asta o onoare de dragul ascultării noastre de Dumnezeu. Iar în ceea ce privește relațiile cu familia Domnului Iisus Hristos, vă amintiți când învață în capitolul 5, vom ajunge acolo, pe diferite categorii de oameni din biserică, prezbiteri, tineri, mai puțin tineri, cum se raportezi unul la, la celălalt, care este podoaba despre care vorbește Petru? Podoaba pe care o evidențiază este smerenia Iubiți-vă unul pe altul, dați-vă pe voi și vă de dragul celorlalți și toate lucrurile să fie făcute în smerenie. Și am făcut aceste câteva mențiuni că e foarte interesant să păstrăm acest fir în, în mintea noastră în timp ce vom studia Epistola, mai ales că îl avem pe Petru din Evanghelie proaspăt și vom vedea toate aceste diferențe. Petru ajunge să vorbească ca un bătrân, ca un martor al, al patimilor lui Hristos, ca un părtaș la, la suferințele Domnului Isus Hristos. Și ce minunat e să vezi un bătrân în care trecerea anilor n-a produs doar păr alb, ci a produs caracter asemănător cu Domnul Isus Hristos. E și acesta un har, nu? Să poți să vezi lucrarea Duhului nu doar în viața ta, ci în viața fraților tăi de credință. Săptămâna aceasta chiar discutam puțin acest aspect, am avut o întâlnire liderii de grup mic din biserică, și printre altele s-a menționat acest aspect. Fraților, voi, voi realizați că noi ne cunoaștem aproape de șase, 7 ani de zile. Și cumva celebram harul lui Dumnezeu care, care a fost arătat față de noi. Dar ce păcat ar fi să ajungem să ne cunoaștem de 10 ani, de 20 de ani, dar să nu observăm cum chipul lui Hristos prinde formă în noi tot mai mult. Asta este ținta. Să putem privi unii în viața altora și să-mi dau seama. Să pot să spun în toată inima, frate, acum 5 ani erai mult mai slab în domeniul acesta. Ce, ce har, Dumnezeu te-a transformat în anii aceștia și ești o binecuvântare pentru noi. Domnul să ne ajute, frați și surori, dragă biserică, nu doar să treacă anii peste noi ca biserică locală, ci să treacă cu folos. Însă, dincolo de toate acestea, iată ceea ce este esențial în modul în care se descrie Petru. Spune el, Petru, apostol al lui Hristos. Acesta este un termen general folosit uh, în vremea respectivă cu privire la cineva care era trimis în numele cuiva ca să ducă un mesaj, de exemplu, sau să vorbească în numele unui, unei comunități. Trimis. Asta înseamnă literal. Doar că de data aceasta, cuvintele ce ne sunt transmise, ne sunt transmise despre unul care se prezintă pe el însuși nu ca orice fel de trimis, ci ca un trimis însărcinat cu autoritate de către însuși Domnul Iisus Hristos, capul bisericii. Petru este unul dintre cei 12 cărora Iisus le-a dat această misiune și vă amintiți că la plecarea sa, Domnul Iisus Hristos le spune apostolilor săi că Duhul Sfânt vă va aminti, vă va învăța, astfel încât să puteți să puneți temelia doctrinară cu privire la viața bisericii și așteptările pe care Hristos le are de la biserica sa. De asta atunci când, după ce Pavel este ales de Domnul Isus Hristos, se alătură și el apostolilor, 1 Corinteni capitolul 2, versetul 13, când vorbește bisericii, spune Noi vorbim despre toate aceste lucruri pe care vă învățăm cu privire la biserică, cu privire la Hristos, nu cu vorbiri învățate de la înțelepciunea omenească, ci cu vorbiri învățate de la Duhul Sfânt. Când scrie galatenilor, le spune în capitolul 1, fraților, încă o dată vă aduc aminte că Evanghelia propovăduită de noi, de mine, nu este de o bârșie, de origine omenească. Pentru că n-am primit-o și n-am învățat-o de la vreun om, ci prin descoperirea lui Isus Hristos. Și de asemenea, Petru, în a doua sa epistolă, în capitolul 3, spune în primele versete, prea iubiților, aceasta este a doua epistolă sau scrisoare pe care vă scriu în amândouă, caut să vă trezesc mintea sănătoasă prin înștiințări, ca să vă fac să vă aduceți aminte de lucrurile vestite mai dinainte de Sfinții Proroci și de porunca Domnului și Mântuitorului nostru dată prin cine? prin apostolii voștri. De ce este vital, de ce este important să înțelegem această descriere pe care o punem în, în capul listei? Petru, apostol lui Isus Hristos. Ca să înțelegem că ceea ce noi vom studia trecând prin această scrisoare nu sunt sfaturile de viață adunate de apostolul Petru. Acum că a ajuns bătrân, trecut prin viață, cred că am și eu ce să vă învăț. Hai să vă spun puțin din, din experiența vieții mele. Ceea ce Petru scrie bisericilor este scriptură, inspirată de Dumnezeu, de Duhul Sfânt. În aceste cuvinte, însuși, Dumnezeu își descoperă voia către bisericile Domnului Isus Hristos. Și mă rog ca în, în lunile care ne stau înainte, când vom trece verset cu verset prin această scrisoare, să nu neglijăm cumva să, să ajungem să pierdem acest adevăr din vedere. Cel care ne va chema să fim Sfinți este Dumnezeu însuși, nu Petru. Așa cum El este Sfânt, Dumnezeu vrea să fim Sfinți. Apoi, de ce putem să avem încredere în aceste, în aceste sfaturi de a ne agăța cu toată încrederea de nădejda viitoare la care am fost chemați? Chiar dacă suferim, chiar dacă o să fim dați la moarte, chiar dacă suntem persecutați și bagiocoriți, noi putem să rămânem fermi, plini de îndrăzneală. De ce? Ne-a motivat cineva cu un discurs extraordinar? Nu. Pentru că Dumnezeu însuși ne cheamă să ne încredem în Cuvântul lui vrednic de încredere. Și el este un Dumnezeu care nu minte. Știți, avem uneori momente în viață când trecem prin acele frământări lăuntrice și ne mai sfătuim unul cu altul. Nu? Mai mergem de la unul la altul și bă, am nevoie de un sfat, sau, uite, vreau și eu să, -mi, să -mi desc descar puțin inima și tu ce părere ai. Și uneori primești sfaturile cu bucurie. Păi da, m-a ajutat. Dar alte ori, fie pe față, fie în adâncul sufletului, strâm din nas. Strâm din nas și spui, băi, ți-e ușor ție să-mi spui mie acum. Ia să treci tu pe unde trec eu. Nu te-ai mai grebi atât de ușor să, să vii cu sfatul ăsta. N-ai -ai cum tu să înțelegi prin ce trec. Dragii mei, să nu cumva să ne pomenim că ne lăsăm prinși de o astfel de atitudine în inimile noastre atunci când Dumnezeu ne vorbește și ne sfătuiește. Cuvintele lui Dumnezeu sunt întotdeauna da și amin. Nu putem să stăm în fața cuvântului lui Dumnezeu și să-i spunem, da, Doamne, dar tu nu, nu prea ai cum să înțelegi. Tu zici așa că suferințele de moment lucrează spre bine și că, da, dacă ai înțelege, Dumnezeu înțelege. Și când vorbește, vorbește cu autoritate și în toată capacitatea da, intelectuală de care dă dovadă Dumnezeu, adică o capacitate infinită el, el știe ce vorbește întotdeauna. Amin? Deci când vom ajunge la. fiți supuși stăpânilor voastre cu toată frica, nu doar celor buni și blânzi, ci și celor nedrept și greu de mulțumit, vom spune amin? Sigur că vom face nuanțările necesare. Dar ceea ce vreau să stabilim încă de la început este că toate aceste principii prin care vom trece, frați și surori, ne le-a trimis Domnul Iisus Hristos prin apostolul său pe care l-a pus deoparte să scrie cuvântul său pentru noi. Iată deschiderea epistolei continuă cu următoarele cuvinte în care vedem cine sunt destinatarii și apoi ce anume ni se comunică despre acești destinatari. Către cei aleși care locuiesc ca străini împrăștiați în pont, Galatia, Capadocia, Asia, Bitinia, după preștiința lui Dumnezeu Tatăl, prin sfințirea lucrată de Duhul spre ascultarea și stropirea cu sângele lui Isus Hristos. Aceste învățături sunt scrise pentru cei aleși. Și imediat vom vedea că ei nu sunt orice fel de aleși. Ni se explică ce fel de aleși sunt. Sunt aleși după planul lui Dumnezeu, sunt ai lui Dumnezeu, cu un plan precis pe care Dumnezeu îl are pentru viețile lor. Dar înainte de a vedea modul în care Scriptura despachetează această realitate spirituală a minunii pe care Dumnezeu a făcut-o în viețile noastre prin faptul că ne-a pus să fim un popor care să fie al lui Dumnezeu, aș vrea să, să privim la ce ni se comunică despre starea lor prezentă, în ce circunstanțe se aflau. Și iată ce spune Scriptura, care locuiesc deocamdată în ce fel? <căș> Ca străini împrăștiați în Pont, Galatea, Capadocia, Asia, Bitinia. Conform celor mai multe mărturii istorice, Apostolul Petru scrie această scrisoare către biserici undeva în jurul anilor 60, după Isus Hristos, cel mai probabil aflându-se în Roma. Există o legătură pe care Apostolul Petru o face în finalul scrisorii. Dacă o să deschideți să vă uitați în capitolul 5, versetul 13, loc în care din nou revine la această temă alegerii și a celor aleși. Biserica aleasă cu voi, care este în Babilon, vă trimite sănătate. La ce se referă Apostolul Petru? Cu siguranță nu la Babilonul Antic. Babilonul Antic era. Doar o zonă de dărmături. Nu mai exista acolo un oraș, nu mai existau acolo biserici. Știm însă din Vechiul Testament faptul că Babilonul devine, într-un sens, imaginea Imperiului sau unei forțe care se ridică împotriva lui Dumnezeu și împotriva poporului lui Dumnezeu. Această temă este continuată, dacă vă amintiți, și în Apocalipsa, când se face la referire la cetatea cea mare, la, la Babilonul cel mare, care reprezintă un sistem de gândire, păcatul dus la culme, atât de sus încât poporul acesta alege calea idolatriei, păgânismului, orgiilor și cu toată forța se împotrivesc împărăției lui Dumnezeu. Din mărturiile istorice, știm faptul că, în vremea de atunci, Babilonul a ajuns să fie folosit de creștini ca un fel de nume cod ca să facă referire la ceea ce Roma reprezenta în vremea de atunci. De multe ori folosit sub numele acesta de cod ca să nu fie prinși, să nu fie descoperiți în ce localitate se află și cel mai probabil. Petru se află când scrie această epistolă în Roma, în acest Babilon al vremii de atunci, și trimite scrisoarea aceasta către biserici care se confruntau cu persecuția și care erau tot mai împrăștiate din cauza persecuției crescânde. Nu la întâmplare Roma devine centrul, dacă citim istoria, devine centrul în creștinismul timpuriu celor mai crunte cruciade de persecuții care se nasc împotriva bisericii. În vremea care Petru scrie, el se află sub Nero. Nero, un împărat foarte crud al Romei, cu probleme psihice, cel mai probabil, ajunge, vă din istorie, să incendieze Roma, să-i dea foc și ca să-și ascundă faptele, dă vina pe creștini care oricum aveau un statut destul de respins de oameni, de păgâni, creștinismul nu era la modă pe vremea aceea și foarte ușor Roma se ridică alături de Nero împotriva creștinilor, dar e posibil că această epistolă să fie scrisă cu câțiva ani înainte de această incendiere, dar persecuția era tot mai acerbă din cauza persecuției, creștinii ajung să fie împrășteați inclusiv în aceste provincii romane despre care scrie Petru, și anume Pont, da, Galatea, Capadocia, Asia, Bitinia, toate acestea care da, erau localități din Turcia modernă de astăzi, erau sub conducerea Romei. Cel mai probabil bisericile erau deja formate dintr-un mix de evrei și neamuri, sunt unii, și fac pe scurt această mențiune ca să știm în ce context ne aflăm, sunt unii care doresc să argumenteze că Petru scrie aceste scrisori sau această scrisoare doar bisericilor formate din evrei, din iudei, și există anumite indicii, dacă o să păstrăm asta în minte, o să observăm că Petru citează foarte mult din Vechiul Testament, face aluzii multe la Vechiul Testament inclusiv cu privire la prorocii care au scris înainte și căutau să vadă care e împlinirea vremurilor de asemenea folosește multe nume familiare din Vechiul Testament face referire la Avram, la Sara apoi la Noe și pe baza acestor argumente sunt unii care, care spun că scrie doar bisericilor formate din evrei. Cu toate acestea există indicii care arată că destinatarii de bază ai acestei scrisori erau de fapt în special veniți, proveniți dintre neamuri. Capitolul 1, versetul 18 și apoi capitolul 4, versetul 3 și 4. Mereu a face referire la destinatarii să amintindu-le trecutul lor. Vă amintiți că și voi în trecutul vostru trăiați în aceste orgii, în aceste destrăbălări, dar voi v-ați lăsat de toate acestea, ați ieșit din mijlocul lor, de asta se mire acum că nu mai alergați la același potop de desfrânare alături de ei. E bine, concepte de felul acesta erau destul de străine în poporul lui Dumnezeu. Da? Poporul lui Dumnezeu nu era un popor idolatru, în general. Era un popor care avea un Dumnezeu, era un popor în care păcatul era pedepsit, ceea ce înseamnă că destinatarii de bază erau în special formați sau veniți, proveniți dintre neamuri, dintre păgâni. Mai mult decât atât, trecuseră deja mulți ani de când apostolii au început să facă misiune, să clădească biserici, să predice în biserici, să formeze noi biserici, inclusiv dintre neamuri, și în toți acești ani, cu siguranță, deja creștinii începuseră să fie familiarizați cu Vechiul Testament, cu scrierile din Vechiul Testament, chiar dacă erau dintre neamuri, așa cum noi suntem astăzi. Dar nu ne-am născut în. Israel, dar totuși înțelegem foarte bine istoria poporului lui Dumnezeu din Vechiul Testament. Acum, revenind la subiectul persecuției tot mai acerbe, inclusiv în aceste provincii romane în care ajunseseră să fie împrășteați mulți creștini, creștinii erau tot mai ostracizați, erau văzuți de sus, erau văzuți ca niște dușmane ai poporului și ai valorilor poporului. Erau nedreptățiți la locurile de muncă. Erau trași la răspundere cu batjocură pentru credința lor. Erau adeseori înlăturați din viața publică. Toate acestea uh, ajung să-și pună influența chiar și în relațiile de familie. Vă amintiți când doar soția ajunge să fie credincioasă, se întoarce la Hristos și multe aveau soți necredincioși, Petru le învață. Iată cum să te raporteze o astfel de suferință, când ești batjocurită chiar de soțul tău, cum să te raportezi la o, la o astfel de împotrivire în lumina cuvântului lui Dumnezeu? Nu la întâmplare tema suferinței, vom vedea că străbate întreaga epistolă. Suferință care apare în, în moduri atât de diverse, întrucât până la urmă, fraților, nu așa? Lumea, lumea în care trăim este ostilă față de noi, pentru că noi suntem împărăția luminii. Deci, încheie Apostolul Petru epistola amintind cine stă, de fapt, în spatele oricărei forme de împotrivire și ostilitate față de Biserica lui Hristos. Cine este? Este acel leu rău care răcnește și caută pe cine să înghită. Dar, în toate acestea, fraților, amintiți-vă, spune Petru, frații voștri din toată lumea trec prin aceleași suferințe ca și voi, dar voi fiți tari plin de îndrăzneală, că suferința asta este temporară, va trece repede. Iar în cele din urmă, nădejdea la care va chema Dumnezeu va rămâne fermă și sigură, oricât de, de mare ar fi suferința. În acest context, Apostolul Petru scrie epistola pentru a ține bisericile unite în jurul lui Hristos în mijlocul suferințelor crunte prin care trecea biserica și încă din introducere, observați, pune în lumină, aduce în discuție această tema tensiunii în care trăim. Da, aleșii lui Dumnezeu, deși sunt aleșii săi, sunt puși deoparte, securizați în Dumnezeu și în promisiunile lui Dumnezeu, în prezent. Există un acel deja, dar nu încă. Da, deja suntem în Hristos. Da, deja suntem poporul lui Dumnezeu. Dar încă nu am ajuns în cananul nostru ceresc. Încă nu suntem acasă. Deocamdată suntem într-un fel refugiați în lumea aceasta. Călătorim din cetate în cetate, din țară în țară, pe tot globul. Dar nu e acasă nicăieri pe acest glob, pe acest pământ. Acasă este ziua în care ne vom întâlni cu Domnul nostru. Deși suntem străini, însă, putem fi plini de pace și bucurie. Mentalitatea, gândul cu care copiii lui Dumnezeu trebuie să trăiască pe pământul acesta nu e mentalitatea unui om trist și învins, vai săracii de noi, ci noi suntem aleșii lui Dumnezeu care... În mijlocul tuturor acestor, în mijlocul sabiei, spune Pavel, în mijlocul foametei, în mijlocul lipsei de îmbrăcăminte, în mijlocul morții, în toate acestea, chiar dacă suntem ca niște oi date la tăierea deseori, în toate acestea noi suntem mai mult decât biruitori, fraților. Suntem învingători în Isus Hristos pentru că El este Cel care ne-a spus da, în lume veți avea necazuri, dar fiți plini de îndrăzneală. De ce? Pentru că eu am biruit lumea. Suntem în armata victorioasă noi. Războiul este câștigat în Hristos Isus. Nimic nu ne poate opri. Prin această epistolă, Petru îi ajută pe, pe, creștini să înțeleagă că suferința nu trebuie să ne prin surprindere. Nu trebuie să ne demoralizeze. Nu trebuie să ne facă să ne pierdem credința. Să ne destabilizeze în vreun fel, ci din potrivă, în mijlocul greutăților și necazurilor. Noi suntem poporul care privește cu toată îndrăzneala spre nădejdea sigură la care ne-a chemat Dumnezeu, o nădejde viitoare, securizată, care nu poate fi smulsă sau zdruncinată în vreun fel, pentru că însuși Dumnezeu o ține în mâinile sale. Acesta este cadrul în care ne mișcăm în, în această epistolă și aș vrea să facem, deși vom dezvolta aceste teme în, în mesajele viitoare, aș vrea să facem astăzi câteva observații rapide pe această tensiune acestor două realități care operează concomitent sau împreună. Realitatea deja, dar nu încă, da, deși aleșa lui Dumnezeu, deși moștenitor ai unei împărății sigure, totuși, în prezent, trăim ca niște străini împrăștiați. În prezent, aleșii lui Dumnezeu trăiesc ca niște străini. Termenul de străin, literal tradus, înseamnă exilat. În primul secol era un termen folosit pentru a descrie acei oameni care ajungeau să trăiască viața lor într-o comunitate sau într-o țară în care nu aveau cetățenie. Și înțelegem și din zilele noastre, da, lucrul acesta fiind asemănător. Ajungeau acolo, nu, nu, erau cetățeni ca toți ceilalți cetățeni. Nu aveau aceleași drepturi, din punct de vedere legal, nu aveau aceleași bucurii la care să aibă acces. Din potrivă, țara în care ajungeau să locuiască fără să aibă cetățenie, de obicei erau priviți ca oameni în Știți când, de exemplu, se duc mulți oameni într-o altă țară și fură locurile de muncă la cei care deja sunt acolo, se nasc anumite tensiuni între oameni. Vrei să plece din țara ta străinei. Acesta este termenul pe care îl folosește Apostolul Petru, dar mai mult decât atât aș vrea să înțelegem că dincolo de termenul în sine, Petru aduce o, în discuție o temă majoră de pe paginile Sfintei Scripturi. O temă majoră care definește istoria poporului lui Dumnezeu încă de la început. Un popor care a fost chemat să iasă din țara lui, să meargă într-o țară străină, să trăiască ca un popor străin. De ce? Pentru că viziunea lui Dumnezeu este să-i ducă spre adevărata patrie, care e chiar dincolo de cananul pământesc, care e doar o umbră adevăratului canan spre care Dumnezeu vrea să-și ducă poporul și anume cananul ceresc împărăția lui Dumnezeu. Vă amintiți de Avram, părintele nostru, părintele credinței, modelul credinței poporului Dumnezeu, Evrei, capitolul 11, de la versetul 8 la 10, cum îl descrie Scriptura? Prin credință a ascultat Avram când a fost chemat să iasă spre un loc pe care urma să-l primească drept moștenire și a ieșit în ce fel? Fără să știe unde se duce. Prin credință s-a așezat el în țara promisiunii dar cum s-a așezat în acea țară? Deși era țara promisiunii, totuși s-a așezat ca într-o țară străină, locuind în corturi cu Isaac și Iacov, moștenitori împreună cu el ai aceleași promisiuni, că el aștepta ceva. Chiar dacă a ajuns în țara pe care Dumnezeu i-a promis că eu o va da, el aștepta altceva. Că el aștepta cetatea care are temelii al cărei arhitect și constructor este însuși Dumnezeu. Prin credință Dumnezeu a arătat că toate aceste realități temporare sunt realități care îndreaptă privirea spre final, spre ziua în care Dumnezeu însuși va coboră cu cetatea pe care a pregătit-o împreună cu Domnul Isus Hristos, mirele bisericii, să o așeze odată pentru totdeauna, ziua în care noi vom fi pentru totdeauna cu Domnul, în acea țară în care nu va mai fi nici lacrimă, nici suferință, nici durere, nici nimic de felul acesta. El însuși ne va șterge cu mâna lui, spune, lacrima de pe obraz. Într-un sens, dragii mei, frați și surori, în lumea aceasta, creștinul nu-și va găsi o dihna finală vreodată. Cine așteaptă în lumea de acum o dihna finală, nu face decât să-și facă rău sieși. Și da, mă adresez în niciun fel jocuritor, dar cu toată prețuirea pe care o am pentru mulți oameni care sunt credincioși adevărați, care uh, îl iubesc pe Domnul, dar adeseori sunt imaturi în Scripturi și în modul în care tratează Scripturile și se raportează la lumea prezentă ca la lumea care e finalul. Am fost tânăr, eu n-am îmbătrânit încă, îmbătrânesc, dar n-am văzut încă om lipsit de boli de colesterol, de romatism, de procesul îmbătrânirii. Toți le suferim. Toți trecem prin ele. Am fost la multe întâlniri în care oamenii caută și oricum Domnul ne vindecă, dar caută într-un mod sănătos aceste lucruri, de parcă lumea asta e finalul. E o dovadă de lipsă de credință dacă te dor șalele. Nu! E o normalitate. Trăiești pe pământ și într-o zi o să mori poți să mergi la un consult medical cu oricât de credincios ai fi, oricât de mult te-ai rugat, oricât o să găsești probleme de sănătate. Inima ta nu e prea sănătoasă. Organele din interiorul tău sunt pline de grăsime și de colesterol și de... Și într-o zi o să mori. Dacă lumea aceasta ar fi finalul, ar trebui să te să nu mori. Dar nu lumea asta este finalul. Împărăția spre care ne îndreptăm este finalul. Și până ajungem acolo, toate lucrurile sunt în suveranitatea și în stăpânirea lui Dumnezeu care ne-a încredințat o misiune să mergem să predicăm Evanghelia în lumea așa asta, să rezolvăm cea mai mare problemă a umanității, care este păcatul, nu bolile fizice, păcatul pe care doar Dumnezeu poate să-l ia, să-l curățească pe un păcătos, să-i dea această nădejde de sigură și să-l țină credincios până la capăt. Iată ce ni se spune despre aleșii lui Dumnezeu mai departe. Există trei construcții gramaticale prin care ne este prezentată această doctrina aleșilor lui Dumnezeu care trebuie să producă siguranță în viețile noastre. În primul rând spune că suntem aleși în ce fel? Suntem aleși după cunoașterea mai dinainte a lui Dumnezeu sau după preștiința lui Dumnezeu. Acest termen a cunoaște mai dinainte în cele mai multe contexte din istoria răscumpărării se referă la, nu doar la o cunoaștere în sensul de prevestire. Eu pot să privesc în viitor și văd ce o să se întâmple. În istoria răscumpărării, această cunoaștere a lui Dumnezeu, a poporului său, se referă la o dragoste specifică pe care Dumnezeu o are pentru un popor pe care îl cunoaște, pe care și l-a pus deoparte ca să fie al lui pe baza unui legământ pe care l-a încheiat cu acest popor. Nu avem timp acum să facem un studiu detaliat al termenului, al expresiei, să mergem în multe pasaje, dar aș vrea măcar două pasaje să vi le las, să continuați să meditați la ele, tocmai ca să dărmăm această uh, concepție a unora sau ideea ale unora că preștiința lui Dumnezeu sau cunoașterea lui Dumnezeu mai dinainte se referă doar la faptul că Dumnezeu o privește în viitor și vede ce o să se întâmple, dar nu e neapărat implicat în ce se întâmplă. Iată cele două pasaje care îl în centrul lor pe Isus Hristos și lucrarea sa. Faptele Apostolilor, capitolul 2, versetul 20, 23. Pe omul acesta, dat pe mâna voastră după planul hotărât și după preștiința lui Dumnezeu, voi l-ați răstignit și l-ați omorât prin mâna fără, celor fără de lege. Și chiar în Petru vom găsi din nou același termen cu privire la Hristos și lucrarea sa. 1 Petru, capitolul 1, a același capitol, versetul 20, versetul 21, cu privire la Hristos, mielul fără cusur, el a fost cunoscut înainte de temerea lumii, dar a fost arătat în vremurile de pe urmă pentru voi, care prin el sunteți încrezători în Dumnezeu. El l-a înviat dintre morți și i-a dat, i -a dat slava, astfel încât credința și speranța voastră să fie în Dumnezeu. Atunci când Dumnezeu privește la Hristos și la lucrarea de răscumpărare pe care o Va înfăptui da, în trecut. Dumnezeu nu privește doar în, în modul în care se uită în viitor, ia să văd. A, da, știu ce o, ce o să aibă de gând să facă Iisus Hristos. Văd ce o să se întâmple cu Iisus. Nu, 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 nu. Modul în care prezint, prezintă Scriptura lucrurilor este că Dumnezeu a făcut un plan și a hotărât când Iisus să vină. Ce să facă Iisus Hristos? cum se arată toată lucrarea de răscumpărare a Domnului Isus Hristos și Isus vine și se supune planului Tatălui. Cu alte cuvinte, în această cunoaștere mai dinainte, Dumnezeu este implicat activ și lucrează activ. Tot la fel când Dumnezeu își cunoaște aleșii mai dinainte, expresia nu se referă la faptul că Dumnezeu a făcut un fel de previzualizare a viitorului, ci la faptul că Dumnezeu este implicat activ în viața acestor aleși care ajung să fie partea unui plan foarte bine stabilit și gândit de către însuși Dumnezeu. Indiferent care este perspectiva ta cu privire la predestinarea în vederea mântuirii. Dragul meu, dacă astăzi ești partea poporului lui Dumnezeu, dacă te-ai încrezut în Isus Hristos în vederea mântuirii tale și El este Domnul tău și ești partea Bisericii, acest lucru are de a face zero barat cu meritele tale. Are de a face zero barat cu răspunsul pe care tu aveai să-l dai. Nu, nu, nu. Scriptura spune că noi toți eram morți în greșelile și în păcatele noastre. Noi toți eram morți, incapabili să facem ceva bun care să îl atragă pe Dumnezeu înspre noi. Dar Dumnezeu, care este bogat în îndurare, ce a făcut? Iată, a doua expresie. Cum face Dumnezeu lucrarea aceasta minunată? Prin sfințirea lucrată de Duhul. Alegerea lui Dumnezeu nu este o alegere din asta generală, vagă. Da, am ales. Ce anume a ales? Dumnezeu a ales cu țintă pe cei pe care îi pune deoparte pentru el să fie poporul său. Acest popor va fi un popor sfânt, pus deoparte pentru Dumnezeu și cum îl aduce la viață ca să fie un popor sfânt? Îl scoate din moarte, nu? Prin lucrarea cui? Prin puterea cui? Prin puterea Duhului Său care regenerează. Prin puterea Duhului sau cel Sfânt care vine și spune să fie lumină în inima acestui om mor și se face lumină. Noi eram morți, dar Dumnezeu care este bogat în îndurare, ce a făcut? Ne-a adus la viață. Cum? Prin Duhul Său cel Sfânt. Prin lucrarea Duhului Sfânt care începe la convertire și care apoi întreaga viață îi va asista pe cei credincioși, pe cei aduși la viață, sfințindu-i și făcându-i asemenea Domnului Isus Hristos. Mai mult decât atât, Spune Sfânta Scriptură că El și-a pecetuit poporul cu Duhul sau cel Sfânt. Inima celui credincios este pecetuită. Duhul Sfânt este dat ca o arvună, ca o promisiune a faptului că ceea ce Dumnezeu a început în inimile noastre, El va duce la bun sfârșit. El va finaliza cu siguranță. Astfel, oricât de grea ar fi sau ar fi sezonul acesta în care suntem și noi refugiați, într-un sens, pe pământul acesta, Probabil ați văzut și voi poze cu oameni care stau prin gări, prin aeroporturi, pe saltele, unul peste altul și așteaptă să le iasă actele. Dragii mei, oricât de grele ar fi circunstanțele prin care ar, ar, ajunge viața noastră să treacă, dacă suntem ai Domnului, dacă pecetea Duhului Său este pusă pe inimile noastre, nicio vamă a lumii acestea nu va putea sta împotriva noastră. De ce? Pentru că inima noastră are viza împărăției lui Dumnezeu. Și această viză nu poate să fie respinsă de nimeni. Nici măcar moartea nu poate sta împotriva noastră. Nici măcar moartea. De asta noi putem să fim plini de încredere, da, o să treacă. Cât stăm pe aici? Păi cam 60 de ani stăm unii, 70 de ani, 50 de ani. Da, și trecem prin greutăți. Dar într-o zi voi fi unde? Acasă. Și nu, nimeni nu poate dărma această realitate. Există totuși și ceva vizibil la care să privim ca să ne asigurăm, să știm că aceste realități sunt ale noastre că ne aparțin, că facem parte din acest popor, iată care este cea de-a treia expresie prin care sunt descriși aleșii lui Dumnezeu, spre ascultarea și stropirea cu sângele lui Isus Hristos. Deși sunt unii care propun că Aici ar putea fi vorba și de un genitiv, de exemplu, și anume că referirea s-ar face, în primul rând, la ascultarea pe care Hristos a a avut un locul nostru, ca să o pună în contul nostru, și asta este o temă din Sfânta Scriptură, tratată în multe alte pasaje, dar când ne uităm la construcția gramaticală și cum curg aceste construcții, la fel cum acțiunile de până acum se referă la ceea ce se întâmplă în viața credinciosului, și anume că ei sunt aleși, ei sunt sfințiți, ei sunt cunoscuți, tot la fel această expresie a ascultării și stropirea cu sângele lui Isus Hristos se referă în primul rând la ceea ce trebuie să se întâmple în viața celui credincios, și anume, în momentul în care Dumnezeu își alege un popor îl aduce la viață. Ce trebuie să apară în viața acelui popor? Cum se vor, cum se vor deosebi adevărației copii ai lui Dumnezeu de cei care poate au doar un creștinism intelectual? Și răspunsul este ascultarea de Isus Hristos. Asta este ceea ce trebuie să se întâmple în plan vizibil ca să știi că aparții lui Isus Hristos. Să crezi în El. De asta mântuirea este centrată în Isus Hristos și în modul în care te, te raportezi la El. Ce trebuie să facă omul ca să fie mântuit? Să audă Evanghelia. Și anume că există păcat. Că fiecare om va plăti pentru păcatul lui. Și dacă păcatele sunt peste tine, vei sta înaintea judecății lui Dumnezeu. Vei sta înaintea judecății lui Dumnezeu. Și dacă nu ai un avocat, dacă nu ai un mijlocitor, dacă nu ai pe cineva care să poată să facă cazierul vieții tale curat și noi toți avem cazierul murdar din cauza păcatelor noastre, vei plăti pentru păcatele tale cât o veșnicie. De ce? Pentru că ai greșit împotriva unui Dumnezeu infinit. Astfel, plata pentru păcatele noastre este o plată infinită. Vestea proastă este că nici unul dintre noi nu putem achita această datorie. Este extrem de mare. Este infinită. Nu avem resursele necesare. Faptele noastre nu sunt bune. Dar vestea bună este că într-o zi a venit pe acest pământ, după planul hotărât al lui Dumnezeu, vestea bună, ca nume, fiul său s-a întrupat. A trăit o viață perfectă în locul nostru. A murit și a vărsat sânge perfect. Astfel încât păcatele să poată să fie șterse într-un mod desăvârșit. Și ca să autentifice această veste bună, Iisus Hristos a înviat dintre cei morți și a deschis o cale spre viață veșnică pentru cine? Pentru toți cei care se vor identifica cu această veste bună, crezând în el, mărturisindu-și păcatele, plângându-și păcatul. Și apoi, dacă plânsul este adevărat, dacă credința este adevărată, asta se va întâmpla. Acești oameni vor asculta, vor asculta de Iisus Hristos. Tema ascultării este o temă pe care o vom întâlni în epistola lui Petru. Când ne cheamă la Sfințenie, în 1, capitolul 1, versetul 14, spune Petru, ca niște copii de care? Ascultători. Capitolul 1, versetul 22, ca unii care prin ascultarea de adevăr v-ați curățit sufletele. Dragii mei, adevărata convertire a leșii lui Dumnezeu se vor vedea prin faptul că viața lor va intra sub domnia lui Iisus Hristos. Aleșii lui Dumnezeu vor fi dovediți printr-o viață de ascultare și aș vrea să fac un apel acum în final către toți cei care sunteți aici și n-ați intrat cu viața voastră sub domnia lui Iisus Hristos. Nu este suficient intelectual doar să ai o credință. Nu este suficient, da, eu cred că Dumnezeu ne iubește pe toți la fel și o să fie bine. Nu contează. Dumnezeu este un Dumnezeu blând și, și, așa este, este un Dumnezeu blând. Dumnezeu este un Dumnezeu drept în același timp. Dar atât de bun încât nu te pune pe tine să porți sarcina păcatelor tale. Te cheamă la El să te pocăiești. Și apoi, dacă pocăința ta e adevărată, vei declara ascultare de plină Fiului Său. Spune Iisus Hristos tuturor celor care îl ascultă, cine mă iubește, va, ce va face? Va Păzi cuvintele mele. Și dacă suntem dintre cei care suntem în această relație de ascultare cu El și păcatele ne sunt iertate, putem să rămânem siguri. Știți de ce? Există o stropire pe care a făcut-o Dumnezeu cu sânge pe altar. Și asta e expresia a stropirii cu sânge, găsim, de exemplu, în Exod, capitolul 24, aceeași imagine, când Dumnezeu încheie legământ cu, cu poporul său moise, vine și stropește altarul cu sângele de la o jerfă ca să ratifice acest legământ. Noi am intrat într-o stare de har în care, prin credința în Iisus Hristos, altarul a fost stropit. Nu cu sângele nostru, pentru că n-ar putea ierta păcatele și a fost tropit cu sângele mielului fără cusur, care nu trebuie adus din nou și din nou și din nou și din nou, ci a fost adus odată pentru totdeauna ca să fim siguri, pe deplin încredințați, fraților, că dacă ne-am pus nădejdea în Iisus Hristos, păcatele ne sunt iertate. Care păcate? Trecute, prezente, vii, toate păcatele ne sunt iertate, pe deplin, sunt absolvite. Nu este aceasta o stare de har? Credeți că degeaba după toate aceste realități Apostolul Petru și încheie această introducere cu un salut fraților, ați înțeles acum toate lucrurile acestea? Atunci harul și pacea să vă fie mulțite fraților. Asta este vestea bună a Evangheliei. Avem pace cu Dumnezeu. Și această realitate este ancorată, știți în ce? În, în, însăși lucrarea pe care Sfânta Treime a dus-o la viață. Dumnezeu a făcut planul. Asta vedem în aceste versete. Duhul Sfânt a venit să aplice inimilor noastre aceste realități. Și apoi, Fiul Său, Iisus Hristos, aplică răscumpărarea, iertarea de păcate, îndepărtează mizeriile de la noi, așa cum e departe estul de vest, așa cât de mare universul în sus față de pământul de jos, tot atât de departe a îndepărtat El păcatele de la toți cei care cred în El. De asta avem pace cu Dumnezeu. Nu este asta o veste bună? Dar ar trebui această veste bună să ne facă să vedem suferințele de o clipă pe care le experimentăm pe acest pământ, de care oricum nu scăpăm dacă nu credem în Dumnezeu. În suferință oricum trăim. Dar nu este o minune să știi că în mijlocul suferinței tu ai ajuns să descoperi că ai scăpat de cea mai mare suferință? De mânia lui Dumnezeu? De dreptatea lui Dumnezeu? Când ești, când ești un om cum, cum ar reacționa nu știu, noi, Ucraina și toți ceilalți să știe, gata, s-a făcut pace. Așa că toți așteptăm pacea zilele acestea. Vrem un acord de pace, vrem un acord de pace. Dar cum este oare să n-ai pace cu Dumnezeu? Și ce minunat este să ai pace cu Dumnezeu. Am sărit în sus, auzim despre pacea de lângă țara noastră. Cât de tare trebuie să sărim în sus când știm ce spune Apostolul Pavel în Roman, capitolul 5. Fraților, înțelegeți, avem pace cu Dumnezeu. Asta e starea de har în care am intrat. Și ne amintim de această realitate. Tot timpul când ne adunăm la oaltă, Bucurându-ne de cina Domnului. Ne bucurăm de cina Domnului. Când mâncăm din pâine, când bem din vin, ne amintim că aceste lucruri sunt reale astăzi pentru noi. Astăzi. Și mulțumim Lui Dumnezeu în inimile noastre. Doamne, îți mulțumesc pentru jertfa Ta. Mulțumesc pentru sângele Tău care a stropit și viața mea astfel încât să, să pot să am pace cu Dumnezeu Tatăl. Vreau să luăm cina împreună înainte să mă rog pentru pâine, pentru vin, vreau să vă reamintesc că la cina Domnului participă cei care nu au doar un creștinism intelectual, s-au pocăit de păcatele lor, s-au întors la Dumnezeu cu pocăință și credință și au dovedit lucrul acesta prin ascultare și anume că au intrat și sunt partea unei biserici în care se predică Evanghelia și au relații bune cu frații de credință, cu surorile. De asemenea, se supun conducerii bisericii locale și au pace cu acea biserică. Și dacă faci parte în această categorie, te invit în această dimineață să iei cina cu toată inima, să-i mulțumești lui Dumnezeu, că îți mulțumesc că prin Isus am pace cu tine, că sunt unul din acești aleși ai lui Dumnezeu. După ce mă voi ruga, vreau să vă invit rând pe rând să ne luăm timp să venim în față, câte unul, doi, trei, să luăm par de vin, bucățică de pâine, să ne întoarcem în băncile noastre și în timp ce ne rugăm, să-i mulțumim lui Dumnezeu mâncând din pâine și bând din vin.